El spune: mamă, mulțumesc lui Dumnezeu că te am și ești, te văd că ești sănătoasă și te aud. Accidentul tragic din seara zilei de 20 octombrie de lângă satul Bahmut, raionul Călăraș, a lăsat-o îndurerată și pe Rodica Donciu din Ungheni. Fiul ei, de 28 de ani, a murit din cauza loviturilor primite. Pe loc, i-a sărit și ochii din cap. Nu știu dacă a spus că dacă l-a găsit, ori nu știu de asta. Atunci, o căruță în care se aflau 6 persoane, dintre care 4 au murit, a fost lovită de o mașină condusă de Dumitru Triboi, procurorul șef de Ungheni. Copilul meu se desputrezește, dar el poate să fie la libertate. Cu ce v-ați mormântat, băiatul? Ce căuta tânărul la Bahmut? Unde era mama acestuia când s-a produs accidentul și ce i-a spus femeia surorii procurorului când s-au întâlnit pentru prima dată? Că să spunem bada prostii, că să luăm 15.000 de lei și stășesc din gură. Astăzi vă povestim istorii de viață care merită vorbite. Tragedia a avut loc la marginea localității Bahmut, chiar în spatele meu. Procurorul șef de Ungheni se afla la volanul unei mașini, ar fi încercat să facă o depășire, dar nu a reușit și a lovit puternic căruța. Astăzi vom discuta cu mama tânărului de 28 de ani, care a murit în urma accidentului. Doamna Rodica, îmi pare rău ce s-a întâmplat cu fiul dumneavoastră, primiți condoleanțele mele. Vreau să vă întreb, unde erați dumneavoastră când s-a întâmplat accidentul? La Israel eram. Munceați acolo? Da. Cum ați aflat dumneavoastră despre tragedie? Seara aceea era orele 10 și mi-a dat un sunet. M-a sunat vărul meu, adică Budulai, ficiorul moșului. A spus că e în șosea și băietul meu a făcut accident și în accident a decedat. Și eu nu vine a crede, zic, ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat accidentul ăsta. El mi-a spus că erau cu căruța, cu tata, așa am povestit, cu tata, cu mama, cu căruța era și o mașină o dat peste ei. Și am întrebat, dar este cineva la timpul de față, a venit poliția să vadă și eu am spus că este poliție din Călăraș. În timpul și ăla eu am spus, dă-mi cineva să întrebă un polițist. Și un polițist a luat telefonul și am întrebat ce s-a întâmplat, cum, chiar sunt morți, poate nu mai sunt păliți, poate ceva e... Spus că nu, cred că fișorul matale a decedat, dar spuneți-mi familia, numele. Și am spus că e Vioară Mihai. M-a întrebat câți ani are, am spus că pe data de 30 noiembrie face 28 de ani. Ieri băiatul meu împlini 28 de ani. Și v-a confirmat că este băiatul dumneavoastră acolo? Și a spus că băiatul dumneavoastră a decedat. De cum s-a întâmplat? Ce a fost? El mi-a spus că o mașină a dat peste... Cu mașină a fost accident, zic, dar șoferul e viu și cu șoferul. Ei mi-a spus că șoferul este viu, stă de vorbă cu alți polițiști, zic, poate să... Chiar am vrut să vorbesc cu el, cum așa, de ce s-a întâmplat, de ce... Cum a dat peste ei, zic, să întreb. Spus că el acum nu poate vorbească, că stă cu polițiștii de vorbă, discută cu el. Și eu nici până în ziua de azi încă nu-l cunosc, nu l-am văzut, nu știu nimic.
Și dumneavoastră ați luat avionul și ați venit acasă? Da, eu nu am știut precis că vin acasă, pentru că am fost 2 luni fără lucru. Nu am avut nici bani. Și după 2 luni care nu am avut lucru, 20 zile, am fost la... Adică 20 zile am stat cu un bătrân până când firma trebuie să-mi găsească lucru. Și... Doar cât am primit pe 20 de zile salariul acela și fata era tot în Polonia, am trimis fete banii de drum. Mie mi-am luat bilet, mi-am făcut interviza și cu banii ăștia eu mi-am luat bilet și am venit acasă fără bani. Asta a fost după 10 zile eu am venit acasă. Tăman când am venit acasă, fix 10 zile era în ziua așa când am ajuns. Pentru că eu nici nu am știut precis că am să vină, că după asta taman am terminat lucrul ăsta de 20 zile, mi-au găsit lucru pe data de 20 octombrie. Chiar am venit în familie să lucrez și tot în ziua așa la ora 10 mi-au dat sunet că a decedat băiatul meu. Doamna Rodica, fiul dumneavoastră a murit acolo pe loc, atât de tare a fost lovit. Da, așa am înțeles că pe loc i-a sărit și ochiul din cap. Nu știu dacă a spus că dacă l-a găsit, ori nu știu de asta. Ochiul drept, el era foarte tare pălit la frunte și se vedea cum sprânceana era înăuntru și ochiul era înăuntru, am și poză de-a lui. El era în fața căruții, era înainte cu unchiul dumneavoastră sau... Eu nu știu, nu știu precis. Nu știu cum era. Nu pot să spun absolut nimic. Nu știu cum era. Dumneavoastră spuneți că ați discutat cu un polițist de acolo, de la fața da, locului. Da, el s-a prezentat, dar nu a luat seama atunci. Dumneavoastră, când ați venit acasă, ați mers la poliție să discutați sau să vedeți cum s-a întâmplat, ce s-a întâmplat? Am venit aici, la, drept la verișoara mea, am ajuns aici la Leona, când de cum mama mea era în casă, o adus-o de la morgă și eu spus, de cum noi am fost peste tot, că trebuie numai tu să-ți iei băietul, nu mai facem nică, să mergem pe urmă, de-am după ce îngropăm morții, să mergem la procuratură. După ce am îngropat de cum pe fata cu copilul, pe nepoata și pe mătușa, și băiatul meu, după asta noi am fost la procuratură, am scris cerere, adică plângere am făcut, dar nu ne-a chemat absolut nicăieri. Eu timp de o lună de zile de când stau acasă, încă nimeni nu m-a chemat nicăieri. Nici la Chișinău, nici la poliție, nici în Călăraș, nicăieri. Dumneavoastră unde locuiți? Eu am locuit în Cornei 6 ani într-o casă, am închiriat-o. Și casa și-a s-o vândut și acum fata mea stă la gazdă, la Ungheni, am pus gazdă. O stat aici 2 ani jumate. Și sunt fără casă. Mai am încă copii, lucrează, băiețe. 2 băieți am la Chișinău, unul la Franța și ăla nici nu a fost acasă. Unul care lucrează la Hâncești tot nu a putut să vină că a lucrat și nu a fost la mormântare. Băiatul care a murit era cel mai mare? Mijlociu era. Mijlociu. Da. Da, unde l-ați înmormântat? La Vâlcineț. La Ungheni nu ați dorit sau aici? Nu, în Vâlcineț, acolo sunt născută din Vâlcineț, mama mea de acolo, tot părinții mei, tot acolo sunt îngropați. Și acolo am îngropat și băiatul. Dumneavoastră, spuneați că banii pe care i-ați câștigat timp de 2 zile i-ați dat numai pe drum, pentru bilet. De 20 de zile, da. 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 Atunci, se pune întrebarea, cu ce v-ați mormântat băiatul? Am venit acasă și am împrumutat bani. Sunt datoare cu 3.000 de euro. Cât am mormântat băiatul, am avut și eu nevoie acasă, cheltuiele, am împrumutat 3.000 de euro. Și trebuie să plec. Să lucrez, să trimit datoriile să dau. De dumneavoastră s-o apropia cineva să vă propună bani pentru mormântare? Nu. Eu nici nu știu pe nimeni. De ce v-am întrebat? Pentru că de rudele celelalte li s-a propus 15.000 de lei. Da, dar mie nu. Adică
Nu vreau să vă... Din rudele lui, da, nimeni, adică lui domnul Dumitru, nimeni nu s-o apropie din familia lui, dar printr-o rudă de mea, adică eu vreau să fac legătură cu mine, soția lui sau nu știu cine, soția, sora. Și mi-a spus că vrea ca să vorbească cu tine. Dar eu am spus, ce are de vorbit cu mine? Dacă aici la nu vor să vorbească, le-au propus bani 15.000, nu știu cât acolo. Și dacă ei nu vor, atunci eu pentru ce să vorbesc? Deci de acum am împrumutat sunt bani, m-am îndatorat, zic că nu mai am nevoie. Dar după asta, nu ați dorit să vă vedeți, să discutați cu eu? Eu aș fi vrut, dar nimeni nu a făcut întâlniri cu mine, nimeni nu a vrut să vorbească. Adică nu că nu a vrut, dar... Nimeni nu m-a căutat. De când sunt acasă, nu m-a căutat să vină să vorbească, să-mi spună și absolut. Și acum, dumneavoastră, trebuie să plecați înapoi la muncă, da, pisticotare, ca să întoarceți ăștia 3.000 da, de euro. Da. Cu băiat când ultima dată ați discutat înainte de accident, până ați produce accidentul? Pe telefon, cred că vreau... Noi, timp de o săptămână, așa, câteva zile, poate trecut după asta. Poate o săptămână, o săptămână jumate, pentru că lui eu furat telefonul și nu avea pe ce să mă sune. Și m-a sunat de prin telefon și a spus, mama, scuze-mă, nu am telefon, eu furat telefonul și nu pot să te sun de acum permanent. Așa, permanent mă suna, îmi scrie mesaje, mă întreba cum sunt, el tot timpul îmi spune, mama, nu vreau nicăi de la mă ta, vreau să te aud, vreau să știu că ești bine. Vreau să te văd și... În ce relație mulțumesc erați lui Dumnezeu, cu el? Foarte bune. El spune, mamă, mulțumesc lui Dumnezeu că te am și ești... Te văd că ești sănătoasă și te aud. A spus, mai mult nu vreau nicăi la mata. Da, el niciodată nu șere bani să spună, mamă, trimite-mi bani sau ceva, nu. El lucra cu caruseliu, era un băiat foarte muncitor, tot timpul cineva îl chemea la ajutor, el niciodată nu spune că nu ajută sau să-și ară bani, nu era așa. El sărea în ajutor tot timpul, chiar dacă avea bani, cineva ieșire, avea nevoie, el dădea ultimul bani. Fiul dumneavoastră avea 28 de ani, avea toată viața înainte, avea planuri, ce își dorea el, ce planuri avea de viitor, doamna Rodica? Foarte frumoasă planuri, își spunea. Îmi spunea mama, aș vrea să-mi refac viața, să-mi caut o fată lui Dumnezeu, chiar așa se spune, să caut o fată lui Dumnezeu să mă iubească, să mă asculte și să fac și o familie, lucrez și zice, să îngrămădim bani, să facem o casă sau să o procurăm o casă gata, făcută și să-mi trăiesc și eu cu soția mea, să fii lângă mine, să te ajut, dar el tare mult... Își dorea asta. Își dorea, da, își dorea tare mult lucruri astea. Spune, mamă, eu așa tare te iubesc, eu chiar și dacă am să mă căsătoresc, n-a să-ți dau voie de lângă mine să te duci. Dar ei toți copiii așa sunt la mine, că sunt 4 băieți și o fată și toți sunt... Mă iubesc cu toți, sunt în relații, suntem foarte strânsă, familiare, tot timpul ne sunăm, mă întreabă, mama, cum ești? Ești bine? Nu ți-e rău că știi că am probleme și cu sănătatea, dar Domnul e mare și dă putere și merg înainte. Dar el unde locuia, doamna Rodica? El lucra cu caruseliu. Tot timpul lucra cu caruseliu, în timpul și ăla era la Ungheni. Când el a venit aici la moșul în ospiție, s-a întâlnit cu nepoata, fata lui verișoara mea, lui Aliona, cu Maria s-a întâlnit la Ungheni și a început să se jăluie. A spus, e ca Maria lucrez la caruseli, că el tot timpul mă suna și îmi spunea, mama, lucrez de 4 luni de zile, dar încă nu-mi dă șoful ăsta bani, zici ca să mergem în alt oraș, apoi sunt de la Ungheni și apoi a fost la Vadul Vodă. De la Vadul Vodă a venit la Strășeni, de la Strășeni iară la Ungheni, nu știu cum așa s-o... Și spune de fiecare dată că am să-ți dau când o să mergem în orașul următor. Și tot așa amâna și el spune, mama, mă știi că eu sunt un băiat foarte liniștit. Nu,
Nu, n-aș vrea să mă sfădesc cu șeful ăsta, oricum el e bun, îmi dă bani de mâncare, de cheltuială, dar trebuie și mie un ban să am de încălțăminte, de îmbrăcăminte, ca băietul, poate, mai vreau și eu să ies cu o fată la plimbare, să cumpăr o ciocolată, chiar o cafea, dar zice, nu-i dă încă bani, să jăluie tot timpul. Și din ce bani se întreținea el? El cât lucra acolo la carusel, vă spun că șeful îi dădea voie ca să cheltuie bani pentru mâncare. Atât? Adică, da, numai atât, de hrănit să hrăneau. Se duceau în cafenea, în stalovă, nu știu, ne se hrăneau. Că permanent el îmi spune, mama, am mâncat azi șaurma sau de felul ăsta ceva așa mâncau. Zic, da, poate vrei și tu vreo zămușoară, mamă, să mănânci sau... De la ei, mama, aici la carusel, noi nu putem să facem mâncare, trăiau în vagon. Acolo și trăiau, acolo era lucru, dar de plătit, nu le plăte. Și el un loc stabil de trai nu avea. De exemplu, luna asta putea să fie la Ungheni, luna viitoare da, la Florești, la Călăraș. El cu caruselul era chiar și pe timpul de iarnă, rămâne tot la șeful ăsta și lucrau, adică aveau animale, le hrăneau, ceva de genul ăsta, el spunea la mărea. Și el venise aici în vizită la rude, pe câteva zile, da? Da, el s-a întâlnit cu nepoata mea la Ungheni și nepoata și Mișa, dacă oricum... Nu, nici nu-ți plătește, nici nu-ți... Mă, hai la noi în ospiție. Și el a venit în ospiție. Haidem acasă, că el... E tot timpul... Noi, la noi așa e familia noastră, cum să vă spun, cu rudele astea. Noi suntem așa legați unul de altul. Uniți. Dacă, da, noi suntem uniți. Adică chiar dacă eu plec și ei mă sună, dar nu vei acasă. Sau copiii mei... La ei noi, copiii mei lor le spune lui moșul meu Bunel. Bunelul și cu bunica. Copiii mei, lui moșul meu spune Bunelul. Până și în ziua de azi spune așa. Aici lănți copii tot. Mă duc la bunica, la Bunelul și el tot așa le spune. Nu moșul. Nu, adică el mi-e ca tată. Și uitați, doamna Rodica, că din păcate nu mai reușiți să pleci înapoi. Da. Astea au fost ultimele ore petrecute aici la Bahmut. Da, și acolo totuși a lucrat 4 luni de zile, am spus 4 luni și nici nu i-a plătit. Și știți, nici nu m-am dus să caut, nici... Dar dumneavoastră când ați venit, ați mers la morgă să-l vedeți? Sau deja când l-au adus acasă? Când l-am adus acasă. Atunci trebuie a doilea zi tamană s-a îngropat fetița asta de 20 de ani cu copilașul. Și apoi s-a îngropat mătușa și după asta eu am îngropat băietul. Mormântat, adică. Nu sunt niște băieți care să bie, cum spune că în căruță au fost toți bieți. Nu, nu are cum. Dar dumneavoastră ați fi de acord să-l iertați? Că să spunem bada prosti, că să luăm 15.000 de lei și să tășesc din gură. Copilul meu și deși putrezește, dar el poate să-ți fie la libertate. Dar știți cu cât greu am crescut eu copiii mei? Nu că nu ne-au pasat, dar am vrut un pic, nu știu cum să vă spun. Doamna Rodica, vreau să vă întreb, unde este tata lui Mihai? La timpul dat se află în Odessa, Lubașovski raion. Reunul Lubașovcă, da. Locuiește acolo? Da. El a fost la mormântare? La mormântare nu a fost la mormântare pentru că cu războiul din Ucraina nu a putut să vină. Da, dumneavoastră l-ați anunțat, da. I-ați spus? Da. Și cum a reacționat el? Ce v-a spus? El a vrut să vină, adică ca să-i trimită faia de deces, ca să o arăte la tamojnii când vine, dar... El s-a interesat că nici cu foaia aceea, adică nu ar putea veni, că nimeni nu cred în asta la tamojnă, fiindcă acolo dacă e războiul ăsta, ei nu prea încred între asta. Dar de ce dumneavoastră munceați la Israel și soțul dumneavoastră este în Ucraina? Nu mai sunteți împreună? Nu suntem, adică copiii erau foarte micuți când aveau un an de zile. Când am născut, Mișa e din Gemănări tot. Gemănarul lui la 1 an și 4 luni a decedat. Și am născut a doilea gemănare, e din 95, Mișa.
dar a doilea sunt din 96. Și noi de atunci nu trăim. Eu i-am crescut singurică. Așa cum am putut, singurică am... El v-a lăsat și a plecat? Da. Și ați rămas singură, da. De una singură și... Da, singurică cu 4 băieți și fata. Da, Mihai, băiatul dumneavoastră comunica cu tatălui? Se da. Vedeau? Da, da. A fost la el de 2 ori și chiar în timpul de față, înainte ca el să fie accidentul ăsta, vorbea cu el ca să plece la el în ospiței. Și nu mai ajuns, din păcate, sărmanul. Nu, a ajuns că tata lui el tot povestea și îmi spunea, chiar zilele astea tot m-a sunat și îmi spunea că el tare a vrut să vină la mine în ospiței. Spunea, tata, am să vin la tine, să mai stau la tine, că mi-e dor de tine. Și Eșlanț băieți tot vorbesc cu el pe telefon, se sună și vorbește cu el. Dar niciodată nu ne-a ajutat cu nimic. Niciodată? Dar pe Mihai l-a ajutat cumva? Eu l-am dus la dânsul când avea 18 ani și a stat 3 luni. Atunci eu lucram la Moscova, tot pentru copii m-am dus. Și el spune că ca copii, mă rog. Zice, ascultă, nu am lucru așa mare și să fac, a spus că-i cu minte. Sta, se duce cu fete, cu băieți, sătiu la vorbă, vine. Nu are probleme cu el. Spus că e tare cu minte, un băiat foarte bun. El spunea că seamănă ție la caracter, că e moale. Și Eșlanț tot. Erau niște, sunt niște copii toți cu minți și nu-mi fac absolut probleme ei. Nu sunt niște băieți care să bei, cum spune că în căruță au fost toți bieți. Nu, nu are cum. Pentru că nu le-am învățat să consume alcool. Eu tot timpul le spunem, nu vă uitați niciodată la prietenii care au, adică, mă rog, sunt ca un... Sunt înstăriți cu de toate. Da, da, și zic să nu vă prindeți și voi cu lucrurile străine, urâte, da. Doamna... Ei spune, mama, niciodată noi nu să facem niciodată probleme, nu ne batem cu nimeni, nu facem absolut nimic rău. Eu chiar le spuneam, sunt 10 porunci în Biblie, zic să nu amăjiți, să nu furați, să nu vă bateți, să nu curvăreți. Într-adevăr, le spuneam lucruri care erau foarte bune pentru ei și în timpul de față chiar și aici mulți copii mă sună și le spun să fiți ascultători, să... Deci, mama, nu duce grija noastră, că noi niciodată nu vom, n-a să-ți facem probleme, n-a să-ți facem dureri, n-a să-ți facem scârbă ca să plângi de urma noastră sau... Stai fără grijă, că suntem copiii tare cu minți. Și el tot așa îmi spune, mama, niciodată n-a să-ți fac cămăta să plângi sau să duci dureri din cauza noastră. Doamna Rodica, ce cunoașteți dumneavoastră despre dosar? Din dosar și pot să știu că cum a luat, adică copiii, când a fost accidentul, cum a fost poliția, cum a luat, la, dar anume cum a fost, cum v-am, și v-am mai spus că l-a găsit cu fața în jos și ochiul ieșit din cap, adică prin spusele la rudele mele, nici din dosar nu e explicația asta. Dar dumneavoastră aveți un avocat sau este un avocat pentru toate familiile? Eu n-am vorbit absolut cu avocați că nu avem bani în primul rând, dar cu un avocat de stat am stat de vorbă, dar nu a făcut nimic, nu avem nici o rezultat până nici acum. Nici un rezultat nu avem până acum. Cumva am mai spus că nicăieri nu ne-a chemat. Cum am înțeles că au avut judecăți, dar fără noi. Am auzit că au 4-5 judecăți. Pentru prelungirea mandatului de arestare. Cred că da, dar nu știu absolut când a fost, cum a fost, cine a fost prezent acolo, ce s-a spus. Voi n-ați fost prezenți? Nu. N-am fost. Cum credeți, dumneavoastră, cât de repede o să aibă dosarul ăsta o finalitate? O să fie luat o decizie?
Știți, pentru că sunt cazuri când se examinează într-o lună, sunt cazuri când este o decizie în 2-3 ani, adică se întinde examinarea dosarului. Eu cred că numai Dumnezeu știe cazul ăsta, nimeni nu poate să îmi spună, nici eu nu pot să spun, dar un lucru pot să spun că chiar într-adevăr mă tem. Mă tem de un lucru că copilul meu și-a putrezește, dar el poate să fie la libertate și cum am auzit din spusurile oamenilor că el chiar e în funcție de lucru, el și-a păstrat scaunul până în ziua de azi. Nu știu, chiar câteva zile în urmă o persoană mi-a confirmat lucrul, zic, poate e greșit confirmația asta. Nu, chiar eu am stat de vorbă cu dumnealui în Călăraș la procuratură. Eu văzusem că Consiliul Superior al Procurorilor au refuzat cererea de demisia lui din funcție. Adică până acum el și-a păstrat funcția, este în funcție, nu a fost demis, din câte am citit și am văzut eu. De ce vă este vouă frică acum? E frică pentru că el oricum poate să, cum v-am mai spus, poate să fie, adică la libertate, să nu fie judicat. Și ne frică încă un lucru, pentru că nepoțica asta noastră ei și bolnavă și am vrea ca ei să o ajute, ca să-i cumpere medicamente, moșul meu tot e bolnav, are nevoie, pentru că el nu se poate chiar mișca. Eu am venit azi la el și el spune că tare mă doare, tot trupul mă doare și într-adevăr eu simt că nimeni e greu. Nu-i cum era, deodată când l-a adus el, poate era amorțit, era cu medicamente doar. Dar acum el nu are medicamente și văd că are dureri. Și nu știm, până acum nu a ajutat nici, cum am înțeles, nici pe fetiță tot nu a ajutat, dar trebuie să ajute. Măcar atâta, copilul meu înapoi nu se întoarce, mătușa mea tot, nepoata cu copilul și tot, nu se întoarce nimic înapoi. Am înțeles că e advocatul lui, domnul Alexandru Danu, e cu domnul Dumitru, ei au o relație între ei mai strânsă. Sunt nași de cununie acolo, nu știu cum, pe ficiorul lui l-a cununat ceva, asta știu. Și chiar am o conversie foarte clară că datorită procurorului, dumnealui lucrează acum avocat. Chiar am stat de vorbă și cu dumnealui și i-am spus în față, fiindcă am auzit corecte cuvintele astea și de asta și i-am spus. Și eu spun permanent că e fără frică. Știu și cu eu spus lucrul ăsta și de asta și am spus. Și vă spun și dumneavoastră că datorită procurorului, el e avocat și am înțeles un lucru, că el de asta și-a l-ajută, pentru că dacă e datorită lui, e avocat, el, cum am înțeles, că el e dator să-l ajute. Doamna Rodica, din câte cunosc dumneavoastră, în câteva zile urmează să plecați înapoi peste hotare pentru a face bani, să întoarceți datoria pe care ați luat-o pentru mormântare și până la realizarea interviului acum, nu v-ați întâlnit cu nimeni din rudele procurorului. Nu. Dar ați dori să vă vedeți? Da. Ce le-ați spune și de ce? Care ar fi scopul întâlnirii? Scopul întâlnirii este că eu am o datorie foarte mare. M-am datorit foarte mult. 3.000 de euro am să dau datorii. De când am venit acasă, m-am datorat, fiindcă eu am plătit morgă, o stat 10 zile în morgă. Am plătit transport, tot ce trebuie. E plătit acolo și săcriu și haină și totul e scump. Tot am cumpărat, l-am îmbrăcat, l-am adus și masă, tot ce am făcut, trebuințele care tot trebuit până ziua de azi și gropari și am luat femei care au făcut și mâncare și așa le-au fost plătite. Dumneavoastră ați dori ca să vi se întoarcă cheltuielile pentru care dumneavoastră le-ați suportat? Eu vă spun, dacă îmi întoarce datoriile cât care eu am dat, atât doar vreau. Datoriile să mi le întoarcă, să rămân fără datorii, că
trebuie să lucrez 2 luni zile pentru banii ăștia. Dar dumneavoastră ați fi de acord să-l iertați? Iertăm în cazul ăsta numai dacă ne întoarce la toți, nu numai mie. Că eu, cum v-am mai spus, să întoarcă mie datoriile la rudele mele și să aibă grijă și de copilaș, să mai cumpere medicamente ce are nevoie și de moșul meu. Și atunci poate să stai și la libertate, că nu mă încălzește dacă el o stai la pușcării. Dar ce sumă de bani credeți dumneavoastră că ar fi suficientă? Eu nu știu. Eu, ceea ce eu am cheltuit de când am intrat acasă, 3.000 de euro, dar ce eu cheltuit rudele mele, nu știu. Fiecare poate să spui cheltuiala lui care o cheltuit-o. Și, în primul rând, pentru copilița aceea, mulți bani s-au împrumutat, multe rude s-au dus, s-au împrumutat, dar băiețelul ăla, el singur e tinerel, adică tata copilului. El e foarte tinerel, băiețelul ăsta, și el trebuie să dea și datoriile care le-au mai luat, de unde le-au luat. O mai ajutat prietenii, rude. Chiar și eu nu am avut, dar cinstit vă spun, cât am putut, când 300, când 400, că mă doare sufletul, oricum, nu putem. Măcar cât de cât, câte o lecuță măcar. Fiecare tot am ajutat. Dumneavoastră credeți că o sumă anumită de bani poate să șteargă vina unui om? Știți cum vreau eu să vă lămuresc? Omenia șterge tot șterge. Nici suma așa de bani nu contează așa mult cum contează omenia și simțul nostru omenesc să fie, înțelegeți? Frică de Domnul, în primul rând, să fie. Ca să, cum spunem, ne numim creștini. S-a întâmplat lucrul ăsta, nu-i intenționat, nu-i... trebuie să ne ajutăm. Adică dumneavoastră vă dați ei seama... Ei pe noi ne ajută să facem datoriile care le avem și noi ajutăm pe ei. Adică că să nu stai în pușcărie, nu iertăm. Eu cred că asta e... Ce așteptați din partea rudelor procurorului? Să vină la dumneavoastră, să comunice, să discute, să ajungeți la un numitor comun? Da. Asta așteptați? Da. Da, dacă să fie tot cu pace. Fiindcă nimic nu se întoarce înapoi. Doar copilașul ăsta cât e în viață, să-l ajute să însănătoșeze și moșul și atât. Noi nu cerem anumit, dați-ne sume mari, mari, mari de bani. Noi știm că nimeni nu-i pregătit de asta, nimeni nu are așa bani. Poate chiar nici el nu are, noi înțelegem. Nu a fost nimeni pregătit de asta, nici noi n-am fost. Dar vina lui, cum să vă spun, oricum este. Nu a făcut-o intenționat, nu a făcut cu vrut, dar greșeala lui că a mărit viteza. Și cu viteza s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Atunci trebuie să recunoască că el e nevoit să ajute în chestia asta. Știți un lucru eu vreau să vă spun. Dacă se întâmpla invers, dacă noi făceam lucrul ăsta, acum mă înțeles că spun eu că suntem țigani, că suntem sărași, că să spunem bada prosti, că să luăm 15.000 de lei și... Să așez din gură. Dar toți suntem oameni, da, doamna Rodica, indiferent că ești rom, dar suntem român, oameni. Că ești spaniol. Asta, suntem oameni. Deși oare trebuie așa să facem... Discriminare. Da, nu se poate lucrul ăsta de făcut. Omenește, o să facă ei omenește, facem și noi și ieșim la foaia albă. Dumneavoastră sunteți, mai bine zis, ați fost mamă a 5 copii, da. 4 băieți și o fată, din păcate. Știți, până ziua de azi, tot așa spun că am 4 băieți și o fată, nu pot spun că am 3 băieți și fată. Nu mi se duce limba așa. Și când mă rog, totuși așa mă rog, pentru Dima, Mișa, Gheorghe, Valeric și Nadia. Și am 2 nepoței, Sebastian și Liviu. Așa, în continuu, așa mă rog, fiindcă vreau ca Domnul să-l odihnească în pași și acolo unde se găsește. Eu voiam să vă întreb pe dumneavoastră, durerea asta de mamă, cu timpul trece sau ea devine mai mare? Dar dumneavoastră o acceptat așa cum acceptați. Eu vă spun că durerea asta, deși merge zi, mai tare crește, știți? Eu când am auzit
Când mi-a spus în seara și accidentul pe data 20, eu nu am mâncat 8 zile. 7 zile absolut numai apă, a 8-le ză, am băut un ceișor și așa o bucățică de pâine cu un ceișor am luat, zic să-mi țin inima, măcar să ajung până acasă să pot să mormântez copilul. Mă susțineau rudele prin telefon, spuneau, trebuie să mănânci, că să ajungi acasă, mai ai copii, ai nepoți, trebuie să le ajuți, trebuie să fii mamă la copii. Doamna Rodica, dar frica asta că s-ar putea întâmpla cu un alt copil vreo nenorocire devine și mai mare. Adică vă este frică și mai mult că ar putea să se întâmple ceva pentru viața celorlalți copii. Știți, eu vă spun din suflet, de la inimă, vă spun toată viața. Eu când mă rog, mă rog întâi pentru toată lumea, pentru tot copiii din lume și apoi pentru mine și copiii mei. Pentru familia mea, mă rog, la urmă. Orice copil contează viața, orice om din țară. Nu-i numai copilul meu, e copil. Orice copil are mamă, are părinte, e dureri la fiecare. Eu vă spun că cineva e străin, chiar dacă ceva se întâmplă vreo tragedie, nu pot să mă uit ca să nu lacrimez, că asta e durere. Și nu cred că cineva e indiferent de durerea noastră. Noi știm că o țară întreagă, și nu numai o țară întreagă, dar chiar în Israel când eram, multe fete mă sunau și toate mă susțineau și spuneau, Doamnă Rodica, mare durere aveți pe suflet că au murit 4 persoane și băiețel tânăr, întăriți-vă, fiți tare că nimeni nu-i strahuit de așa ceva. Trebuie să fiți tare că mai aveți copii și nepoți și pentru asta mă rog la Dumnezeu să mă întărească Domnul, să merg la Israel, dar vă spun că am o rană mare în suflet. Plec la Israel cu o rană foarte mare. Că am venit și mi-am îngropat copilul, că nu avem de gând absolut să vin acasă în timpul dat. Punem planul doar prin iunie. În iunie e ziua mea de naștere, 23 iunie, și spunem că am să vin în iunie la vară. Adică, dar știți, planul când îl pui niciodată nu se împlinește, dar asta e, așa s-a împlinit. L-ați visat de când a murit? Da. Chiar ieri dimineață l-am visat. Într-o casă trebuie să intrăm împreună. Și el stătea așa într-o parte dreaptă și spuneam că trebuie să intrăm într-o casă. Și în timpul dat el a dat să pășească să intre, dar eu nu am intrat după el și m-am trezit dimineață tare. Asta a fost ieri la ora 7. Doamna Rodica, vă mulțumesc din tot sufletul că ați fost de acord să vă povestiți durerea dumneavoastră. Ați spus-o și dumneavoastră că aveți o rană în suflet. Rana asta niciodată nu se tămăduiască. Ea o să rămână acolo. Doar că trebuie să aveți puteri și să aveți grijă de ceilalți copii. Să susțineți, să fiți alături de ei cât mai mult. Mă rog, Domnul, ca toți copiii din lume să fie sănătoși. Copilul meu ieri a împlinit 28 de ani, doamnă. Ieri a fost 30 noiembrie, a fost ziua lui de naștere. Cum vă pare dumneavoastră? Nu cred. Și eu am copii. Asta știți cu cât greu am crescut eu copiii mei? Fiecare copil se crește cu greu. Eu am fost o femeie evadană, soțul meu e decedat. Eu sunt femeie evadană, eu nu am soț, eu am trăit toată viața fără soț. 5 copii am crescut, 4 băieți și fata. Și mie mi-a fost foarte greu. Știu cum se... Foarte greu mi-a fost. Lucrurile, știți, nu că nu ne-au pasat, dar am vrut un pic, nu știu cum să vă spun, să treacă euforia asta. Nu face bine. Nu vă furiați absolut deloc. Nu înfuriați. Adică ați fi tragedie. Și așa vă era greu în suflet. Din contră, noi am cătat să veniți neliniștiți. Trebuia să veniți. Nu ne faceți nici o neliniște. Din contră era liniște. Eu înțeleg dumneavoastră, soția fratelui dumneavoastră, putea să vină, cum și-o cătat cu mine vorbă, putea să vină. Poziția mea este, eu v-am spus, eu nu sunt avocat, nu sunt jurist, nu sunt procuror.
Sunt organe competente care se vor expune asupra cazului, nu dau vina nici de o parte, nici de alta. Familia dumneavoastră cu ce a contribuit la mormântarea persoanei? A doua sau a treia zi de tragedie, eu personal am venit ca să ajutăm cu ceva. Cu cât? Nu a fost o sumă bine stabilită. Familia spune 15.000 de lei. Eu și noi am venit, noi am fost dispuși, predispuși să acordăm toate cheltuielile de mormântare, începând de la secrie, dusul adus de la CML, Centrul de Medicină Legală. Mă scuzați că am emoții. Cum credeți dumneavoastră, care este suma necesară pentru a mormânta o persoană? Nu pot spune, nu am avut nici, niciodată, nicio, noi nu am estimat o sumă. Am spus că oferim ajutor. Până la 20.000 de lei a fost suma. Rosalina, dați-mi voi, eu să spun, eu spun și apoi fiecare e bine. Am spus așa, noi acordăm 4 secrii. Doamna Adelina, avocatul zice că din partea familiei s-a cerut câte 100.000 de lei. Este adevărat? Da. Personal mi s-a spus mie. Doamna Rosalina a spus câte 100.000 de lei de mort, în afară de dumneavoastră, că dumneavoastră separat o să convenim. De asta știu toate detaliile. Eu n-am detaliile. Știut când ajung în țară, nu am știut poate biletul să da, nu, dați să vorbim pe rând. Vă spun câte 100.000 de lei pentru mormântare, apoi câte 100.000 de euro, vă spun cuvânt în cuvânt, motamo. Câte 100.000 de euro pentru morale ușer. Eu i-am spus, înțelegeți-ne că noi nu, noi suntem bugetari. Eu lucrez în Republica Moldova. Eu am salariu de 9.000 de lei. Noi nu avem așa sumă disponibilă. Am găsit cineva să ne ajute cu mâncare pentru mormântări, pentru 3 mormântări. Eu nu vorbesc cu dumneavoastră, discut separat, pur și simplu... pentru astea 3 mormânțări. Eu discut, adică după ce termin interviul cu domnul. Eram predispuși la moment. 3 secrie, toate incluse. Ne-am dus la firma care prestează servicii de pompe funebre și le-am spus, ne dați tot ce este necesar ca să aducem un decedat de la morgă, de la CML, Centrul de Medicină Legală. S-a început... procedurile, o sună doamna Rosalina și a spus că nu, fără 100.000 de lei, fără 100.000 de lei, dacă nu-i dăm 100.000 de lei, noi nu mergem. Noi am spus, noi nu avem bani cash. Cum credeți dumneavoastră, persoana care este vinovată de producerea accidentului trebuie să fie pedepsită sau nu? Bineînțeles. Atât pentru astăzi. Cu voi a fost Adrian Prodan. Dacă aveți istorii de viață care merită vorbite, ne puteți scrie pe rețelele noastre de socializare. Aveți grijă de voi și de cei dragi.